Traseele de off-road de lângă Câmpul Lung Mușcel i-au pus la încercare pe participanți. S-au înregistrat și câteva surprize de proporții. După Mușcel Trophy, numele sub care s-au desfășurat etapele 7 și 8 ale 100 Tracks, singurul campionat autohton de off-road desfășurat sub patronajul Federației Internaționale FIA, opinia generală a concurenților prezenți la start a fost că traseele parcurse în cele două zile de concurs au reprezentat cea mai dificilă încercare a actualului sezon. La clasa hard, liderul autoritar de până acum, Andy Bishoy, a pierdut prima poziție din cauza unor probleme tehnice, condiții în care etapa a 7-a a fost câștigată de Andrei Oprea. Dar nici acesta nu a scăpat de necazuri în etapa următoare, când Andy Bishoy a profitat și și-a luat revanșa. La clasa soft, Cristi Craveț și Maxim Arpad și-au împărțit frățește victoriile și locurile secunde în cele două etape. Ultimele două curse ale 100 Tracks se vor desfășura în perioada 15-18 octombrie la Buzău.